Fiecare suflet își poartă chipul care îi se potrivește. Dacă nu și-l are de la început croit pe seama și făptura lui, singur și-l modelează, din lăuntru în afară, încetul cu încetul. Nu e linie, nu e trăsătură, cât de neînsemnată în figura unui om care să nu corespundă unui anume gest sufletesc. Mai întâi gura e modelată de mișcările și de căldura cugetării, de vorbele pe care le spune și mai ales de cele pe care nu le spune. Apoi ochii care, învăluind formele de afară cu privirea sufletului care se uită prin ei, capătă cu vremea caracterul, expresia fundamentală, culoarea privirii, a undei acesteia de viață, încărcată de dragoste sau de ură, de bunătate sau de răutate, de lumină sau de întuneric, după cuprinsul adâncului din care pleacă. Și toată fața, cu liniile și cu mișcările ei, sfârșește astfel prin a fi opera firii noastre, a sentimentelor și gândurilor noastre. Alexandru Vlahuță. Șoapta adevărului, simpla, sfânta șoapta adevărului. Ce puțin o aud. Și tu care alergi toată viața pe căi ce nu sunt ale tale, și tu ai putea să o auzi, căci în toate inimile, doar nu auzi de zgomotul pașilor tăi. Alexandru Vlahuță. 5 septembrie 1858, 19 noiembrie 1919. Fiecare suflet își poartă chipul care îi se potrivește.